Păi ea ce interesează ce spune? Ea poate să spună ce vrea. Da, normal, toată lumea poate să zică orice. Ea trebuie să audă ce pe mine mă interesează ce spune el. Da, da, timp cât el va spune că da, Maria este cea mai importantă pentru mine, cum spune ea, eu voi spune ok, atunci eu mă retrag. Păi, dar până acum el n-a spus nimic. El n-a spus chestia asta. Maria, nu te întreabă. Și dacă el n-a spus chestia asta, n-are de ce să mă atace. Adulmecă, îl părareși. Lasă-mă cu astea, nu faci tu mie pedeapsă cu... Ziua! Ce faci, Rareș? Nu scuzați, am pedeapsă. O, avem un intrus aici, ia ce pedeapsă. Doi! Execut-o, să văd și eu. Ia! Bunșoara, Cristina? Da! Vă spun? Zi! I-am dat... Nu, lasă-l să o facă! Nu, doamna Cristina, că am simțit deja, am mâncat ceva, ceapă, ceva și nu, vine mă, să nu. Mă pute pe mine, nu! Ce-i? Da? O refuzam, mă gândesc, îmi pare rău. Nu, domnșoara, e pedeapsă, trebuie să facă! Nu, Rareș! Nu! Da? Vomit! De ce nu pop fata? Vomit! Așa cum poate aceapă, doamna Cristina, să-ți apropie de mine! Mariana! Hai, ce scârpos, du-te de aici, Rareș, că miroase peste tot! Dacă nu suport miroase de ceapă, știi chestia asta și fix asta-i dai! Ceapă! În ambiție, faci! Mariana, trebuie să dansezi cu el, e pedeapsă! Vina mea, Marinescu! Pedeapsa, domnișoara Cristina! Auzi și ce mă bucur eu că ai dat o pedeapsă care îi cuprinde pe toți, pentru că așa poate ori să învețe să respecte regulile. Uite, miroase aici ceapă! Domnișoara Cristina. Mariana. Dar tu nu poți să refuzi pedeapsa. Mariana, o ceapă. Du-te de aici. Marinescu, poate nu să pot, te îndepărtezi de persoana pe care o place. Nu pot, Rares, pot. Nu pot, nu pot. Auzi, Marinescu. Eu dacă mâncam ceapă, domnișoara Cristina, tu nu mă refuz. Tu vrei să o faci pe Mariana să i se ia cheful de Rareș? I se ia cheful? Da, da. Cred că o să o stârnească. Ia, ia, vino încoace, că mi-au obosit ochii. Vino încoace. Eu. Că rămâi și tu, Rareș. Cam tot văzut că ați purtat astăzi discuții în contradictoriu amândoi. Și toate discuțiile duc către Marian. Da, cum stă treaba, băieți? Ia explicați-mi. Păi? Cum să stea, domnișoară? Dar vină mai aproape să te simți și el. Nu, e bine acolo. Stați că vin aici așa să mă vedeți e mai bine. Acolo. Nu vă văd nici eu, nu mă vedeți nici dumneavoastră. Auzi, Mariana, facem altceva. Dacă între Rareș, cel care miroase aceapă, și Marinescu, cel care nu miroase aceapă, te-aș da pedeapsa să pupi, nu să săruți, să pupi un băiat pe care le-ai alege. Nu pot să mă apropii de Rareș, clar, în acest moment. Nu pot, doamna Cristina. Și să-l pupă Marinescu? Tu de ce accept să faci pedeapsa asta? Știi că e cel mai urât lucru pe care nu-l suport. Deci da, mai da, urât. Și ce vrei să fac dacă am venit de două ori? Mi-a dat o pedeapsă grea ca să nu-mi dea două. Uite, am acceptat-o. Fiți atenți cum facem. Pupă-l pe Marinescu și în felul acesta îl pedepsim pe Rareș. N-am mâncat ceapă. Hai, hai, pupă-l, pupă-l. Maria, nu vreau să fug pe aici după tine. Bine, atunci pupă-l pe... Măi, Mariana, Marinescu, ia măsuri. Marinescu, nu știu ce ai vrut să faci. Pentru... Stai că mai am un pic să o bag și pasta pe stânga, să iasă un pic de miros, că... S-a dus. Că dacă tot ai vrut să nu mai pupe Mariana sau să mă respingă, ai văzut că tot pe mine m-au pupat. Explicați-mi, cum stă treaba? Ai găsit metoda ideală de a îndepărta băieții din jurul Marianei. Le dai ceapă, le dai usturoi, ai rezolvat. El nu mai are ce să facă în casa dați-i asta. Dați-i o mască, vă rog. Cum adică? Păi nu mai are ce să facă. Aia l-a refuzat, Mariana l-a refuzat. Cred că cel mai bine de știa, Cristina, la noi să ne continuăm emisiunea. Restul fetelor l-au refuzat. Și în momentul de față, el vine, citește din carte, unde a jucat George, cine ce-a făcut, cine o să vină pentru Mariana în casă. Ce să mai fac? Ce să fac? Deci el, practic, în acest moment, n-ar mai trebui să fie în casă. Mamă. N-are pentru ce să lupte? Dar până acum, pentru cine a luptat? Pentru Mariana. Cum a luptat pentru Mariana? Vorbim. Ia întreabă-l pe el. Marinescu. Da. Cum ai luptat pentru Mariana? Domnișoara Cristina, eu... La, dacă stăm să o luăm așa direct, nici tu n-ai făcut mare lucru. Ia hai că stai, că altfel altă a fost hai întrebarea. Că băi nu, altă dacă stăm să o luăm de luptași de chestiile astea, singura persoană care într-adevăr a făcut foarte multe lucruri este pentru Cristian mine, Comunic. Da, este Cristian Comunici. Ce vrei să mint? Asta este adevărul. Și săracul tot singur este. Așa, continuăm. Zi, Marinescu. Domnișoara Cristina, eu cred că vreau să mai cunosc o persoană de aici. Pe cine? Că pe Maia. Iau, ce interesant. Maia. Da. Tu vrei să-l cunoști sau? Da, am și spus că eu sunt deschisă să-l cunosc. Da. Nu vrei să-l cunoști? Am înțeles. Voi veți puteți să mergeți la casa voastră. Mai nu mai suport să miroși ceapa. Hai, să-mi vadă și mai lăsați-mi și pe mine un pic aici. Du-te. Pachetul ăla în gură. Vezi că le-au cu mine. Da, eu n-am greșit, nu trebuie haide, să fiu pe deptită, chiar de miroase groaznic. Continui subiectele și
Am să vorbesc... Hai că merg eu în fața ta, să nu... Adriana și aia. Însă, înainte de a vorbi, o să vă rog tare mult să nu vă jigniți, să nu faceți afirmații nefondate și să-mi explicați ce aveți una cu cealaltă. Doamna... Pe rând. Da, doamna Cristina, aia se crede atât de importantă în această casă, încât crede că toată lumea vorbește despre ea. Dar țin să-i mărturisesc că nu este, Vogeta. Nu va fi și sunt. Nu va fi, nu a fost niciodată sunt. Importantă pentru mine și pentru Alexandru. Am înțeles. Aia. Nici bine, am plecat din casa asta și mi s-a dat direct pe televizor că ele două stea așa. Da, dar nu vorbeam despre tine. Unul din ce moment eu am auzit. Am repede cu ceva, doamna. Da. Adriana, ți-a spus să vorbești cu aia. De ce ai afirmat pentru mine și pentru Alexandra? Afirmă pentru tine. Nu, pentru că de acolo a pornit, subiectul. Că eu cu Alexandra vorbeam despre aia. Dar eu cu Alexandra nu vorbeam despre aia. Păi da, doamna Cristina, ți-ai să vorbești tu. Că dacă nu spunea Adriana, Alexandra... Bun, ia lasă, Leandra, dacă să înțeleg eu ce au ele de împărțit, pentru că am văzut că vă jigneați, vă spuneați cuvinte urâte, vă acuzați. Nu, doamna Cristina, eu n-am jignit-o. Măi, Adriana. Adevărul. Măi, Adriana. Ea oricum nu știe să facă altceva decât... Ea știe doar să jignească, ea nu știe să vorbească. Dar mie îmi place când vorbesc cu ea, că atunci vede toată lumea că ea habar n-are să vorbească, ea știe doar să jignească, da? Atât. Mie îmi place. Tu, draga mea. Mie îmi place că vede toată România ce frumos vorbești, îmi place. Draga eu știu să vorbesc, uite. Nu se vede. Eu nu te-am jignit. Eu nu te-am făcut, da? De 100 de ori. Nu, pentru că eu nu sunt. E, nu, păi, uite, fetelor, nu vă mai faceți așa, vă rog frumos, dar nu vă mai faceți așa. Doamne, dar îmi cer scuze că ăsta e adevărul. Nu este niciun adevăr, voi sunteți niște domnișoare și frumos. Așa vorbești pe acolo, da, mai dă-mi una, că nu mi-ajunge. Măi, aia! Da. Ce aveți voi de împărțit? Explic. Ce aveți? Eu am plecat din această casă și am văzut pe ele două pe televizor când... Hai că asta a fost... Ia, Adriana cred că spunea că da, că ea spune în fiecare zi, ea se crede cea mai frumoasă și nu știu ce și că... Doamna, că nu-mi dea mie Alexandra satisfacție. Trebuie să explicați că dumneavoastră cu siguranță ați văzut pe televizor că noi nu vorbeam... Romeo e cauza, doamna Cristina. Da, în acel moment, într-adevăr, fetele nu vorbeau despre tine, dar ceea ce nu înțeleg eu este de ce sunteți voi atât de supărate una pe cealaltă. Ce aveți de împărțit? Vă place același băiat? Doamna Cristina, eu nu am absolut nimic cu ea, dar atât timp cât eu văd că intră pe acest televizor și îmi spune mie că eu vorbesc despre ea și eu știu că nu vorbesc despre ea și ea insistă, normal că mă ia cap. Și încep și a jigni, nu? Păi dacă îți spun o dată, îți spun de două ori, văd că... Dacă nu începi. Le dai. Ce? Dacă nu începi. Da, le dau așa. Bine. Rând pe rând. Dă-l. Dacă tu știai, Adriana, când ai vorbit oricum despre ea, mi-ai spus păi de două ori. Păi i-am spus, draga mea, i-am spus odată, i-am spus de două ori. I-am spus de două ori. Dar dacă văd că femeia este... Taci și nu înțelege, asta nu e problema mea. Păi atunci taci și disciplici. Dar nu vreau să tac. E, păi atunci... Păi atunci jignesc. Și eu dacă vreau să taci, taci. Dar nu decât să recurgă altceva, mai bine te jignesc. Mai bine taci. Măi, nici nu vă mai atrag atenția, pentru că v-am spus de 3-4 ori într-un minut, să încetați. Totul se rezumă la pumni, picioare și... Păi am spus, decât să fac anumite chestii, mai bine te jignesc. Gândește cu capul, că ai spus că l-ai. Păi l-am. Da, unde? Eu l-am când vreau. Eu l-am când vreau eu, Mariana, nu când... Problema e că nu l-ai niciodată. Ce, Mariana, te-a deranjat și pe tine, Adriana? Nu. Trebuie să avem mereu capul pe umeri. Bun, dar pe tine, mădă, te-a deranjat Adriana? Dar Alexandra? Da. De ce? Pentru că vorbește mult și prost. Adică? Tot timpul bagă în discuție banii. Banii. Deci m-a disperat. Vorbesc foarte serios. Dar de ce se întâmplă lucrul acesta? M-a stresat. Dacă ei nu veneau să-mi bage mie în discuție aceste lucruri, eu nu aveam treabă pe aceste lucruri. Dismania este foarte mare aici, în această casă, încât s-a ajuns să mi se spună că eu sunt caz social sau ce i-a spus ea. Dar de ce? Dar țin să-i spun ei că ea a fost caz social în momentul în care a intrat în această casă și a cerșit milă ca să nu fie atacată valoare, repet. Și să fie protejată. Pentru că este foarte draga sensibil. Mea. Eu nu am cerut mila nimănui, nu am fost draga să cerșesc nimănui ceva să-mi dea să am ce să mănânc. Am muncit, am tras, numai eu știu cum am făcut și cum am trecut peste toate lucrurile astea. Aoleu. Și nu-și permite una ca Mădălina, care nu știe ce am trăit eu și prin ce am trecut. Dar eu tu știi ce am trăit social, noi? Pentru că eu nu am fost și nici voi fi. Draga Alexandra. Fiecare a avut greu. Draga Alexandra, eu, Mădălina, nu eu am spus că ești caz social. Ba da. Am citit.
Băi, Alexandra, tu română o înțelegi? Că-ți vorbesc în altă limbă, că am impresia că tu ești unul ăsta tare prost. Spus când te-a îndepna ele să... Spune-i! Nu! Nu ce era zic. Vorba de bani când îmi spuneau spune. De caz social, de la cine ai ieșit? Băi, Alexandra! N-ai ieșit de la tine din gură? N-ai ieșit de la tine din gură? Băi, Alexandra, mă las să vorbesc? Sau trebuie să vorbești numai tu? Spune, te ascult. Repet, eu am spus de caz social. Am citit pe internet și ți-am adus cum și tu faci și cum tu aduci. Tu dai seama că acum în momentul de față te-ai făcut de râs. Eu? Da, în momentul în care ai afirmat că tu te-ai uitat pe internet și ai adus aici în emisiune doar pentru că unele persoane de acasă au spus acest lucru. Eu m-am făcut de râs. Și tu ai venit în această emisiune să mă ataci cu aceste lucruri, te-ai făcut de râs, soro. Nu, soro. Și ți-am spus care este diferența dintre noi două. Înțelegi? E o mare diferență între noi. Eu am muncit. E o mare diferență. Da? E o mare diferență. Ai înțeles? Tu ai stat și ți-a trimis mami cu tate. Asta e diferența dintre noi. Și ea și toată lumea. Ai înțeles? Toată lumea avem probleme acasă. Nu numai tu. Dar eu n-am zis că... Dar eu n-am zis. Nu veni la mine să-mi spui că eu sunt caz social, că am plâns odată în emisiune. N-am zis asta. Dar ce ai zis? Am zis că ai cer și milă. Eu, spre deosebire de tine, n-am niciodată în viața ta și niciodată în viața ta. Să-ți readuc aminte că n-am cerșit milă niciodată. Ba da! Și ce să vezi? Noi nu am fost în aceeași mașină. Nu, eu spun ce. Noi la mână am spus așa. Sper să nu ne certăm și să ne înțelegem bine că suntem o mână de femei și să nu dăm una în cealaltă. Ce am zis greșit? Eu știu că tu ești obișnuită cu bătaie și cu înjurături. Îmi pare rău că eu am fost crescut altfel. Ei, fetelor! Ia și-o caută! Tu ai zis sigur! Ia și-o caută! Nu pe mine și eu îi dau ceea ce îți dorește. Ia veni și-a fi dragă mea! Iar eu acum, aducându-mi aminte de acel lucru, îi le-am întors ca să înțelegi care este diferența dintre noi două și cine este care. Dacă mai încet, Alexandra. Ești singura care ai cerșit milă în momentul în care ai venit aici și te făceai pe marea victimă că te-a acuzat Nicos că nu ești o mamă bună. Eu m-am făcut pe care ai cerut milă public. Ăla a fost un lucru foarte dureros pentru mine, având în vedere că eu știu prin ce am trecut. Eu nu am cerșit milă de acasă, ai primit-o. Eu eram pur și simplu supărată pentru lucrurile pe care un individ și-a permis să le vorbească despre mine. Milă? Nu am vrut milă nimănui. Eu nu v-am cer și vouă milă și nici celor de acasă. Fiți ceea ce vor ei. Ai înțeles? Nu, Alexandra, vorbesc cu George. Nu vreau să vorbesc cu George. Te-a spus că eu iau pe George și las de câte ori de câte ori vreau eu. Comentează, băi, Alexandra. Cum a spus el lucrurile astea, așa le pot spune și eu. Ce crezi? Ieri nu l-am vrut, dar asta l-am vrut. Alexandra, te-am zis că nimeni nu are nimic, absolut nimic cu tine. Că nu avem de împărțit nici bărbați, nici averi. Asta faci planuri pe afară, nu? Ce planuri fac? Nu aveți nimic de împărțit cu mine, să fim serioși, tăceți. Ce planuri, Alexandra? Ce ai auzit? Planuri? Mi-aș opte o păsărică, niște chestii. Ce? Da, ce fapt? S-a văzut și pe televizor. Doamne, să mă ferească Dumnezeu, ce? Tu ai ceva în cap. I-a spus Cristian de dimineață. Ce a spus? Deci sunt două lucruri la mijloc pentru care ei au vorbit lucrurile astea. Ori ca să mă facă pe mine să mă enervez că ei vorbesc în exterior ca să se apropie altcineva de cineva, ca să nu dau nume. Dar n-are nicio treabă. Ori vor doar să mă enerveze și ce să ce fac eu, n-are nicio legătură cu fetele astea. Vorbeam despre tine, te simți? Voi zic eu, doamna Cristina, după. Nu, eu vorbeam din exterior. Nu, e ceea ce vorbea Cristian astăzi de dimineață. Nu e fost aici, asta vorbea. Nu e adevărat, Maria, lasă-o. Nu, Maria, ia vorbiți pe altceva. Ei, vă rog frumos, zi Alexandra. Ce să mai zic, doamna Cristina, ei vor în așa fel să mă facă pe mine să mă enervez. Așa. Și fac materiale în afară, a vorbit cu Romeo, a vorbit cu Nicos, a vorbit cu cine a vorbit, doar ca să se ajungă să se discute aici în casă. Dar îmi pare rău, dragilor, eu nu pot să vă fac pe plac. Dar nu s-a discutat rău, că eu nu am cu voastră. Băi, dacă eu am tăcut din gură, normal că nu s-a discutat. Dar era despre tine, femeie! Pe rând, vă rog! Era despre tine, nu! Nu aveai nicio legătură! Nu era despre tine, nu! Eu nu cred că ne-ai auzit tu pe noi vorbind. Era pur și simplu despre Romeo, o anumită chestie, care am auzit-o aseară, eu cu aia, ca să înțelegi tu. Nu avea legătură. Ce chestie, ce chestie? Vorbea el cu cineva la telefon și la un moment dat... Cu o femeie? Da. Ia auzi. Interesant. Și dacă vrem să venim să facem ceva și cu atât mi-a zis că sper că îl vedea și pe el cu Sani, acum ai dat pe mine. Atât. Și am zis că nu o să fac chestia asta. De ce?
Faptul că ți-ai făcut plan cu Nicos ca să mă enervați pe mine. Plan cu Nicos, da. Te enervăm? Vezi că vorbești prost. Nu a făcut nimeni plan cu tine. Normal că nimeni niciodată n-o să vină casa asta să recunoască. Stai, n-a vorbit nimeni despre tine azi noapte. A fost cu totul și cu totul altă discuție. Îl poți întreba pe Alexandru. Dar nu mă interesează să întreb pe cineva că mi s-a confirmat în această dimineață aici. Auzi, și chiar Alexandra? Și Alexandru a confirmat lucrul ăsta, așa că stai. Și a confirmat că a vrut să facem ceva cu tine? Tu Alexandra? Crezi că totul se în jurul lui Alexandra? Din câte se opare, da. Dacă vreau, nu, da. Nu s-a vorbit despre tine, nu s-a vorbit despre tine. Da, Mariana, se învârte și în emisiune și în afară, nu puteți să spune. Tu n-auzi că nu s-a vorbit despre tine? Asta este problema. Vorbeam la telefon, persoanele care le-am enumerat, pur și simplu vorbeam de o anumită chestie, că eu, Aia, Codruț, Romeo și Alexandru suntem aceeași zodie, adică zodia Pești. Și am făcut anumite glume pe acest subiect. Asta nu e un subiect de venit de discutat în emisiune. Dacă ea are impresia că noi am vorbit despre ea în acest subiect, atunci nu e zodia Pești, draga mea. Așa că exclude-te, ieși afară. Alexandra, este Mădălina sensibilă precum pretinde ea sau? Nu, doamna Cristina, nu sunt, răspund eu. Vă răspund ea. Am întrebat pe tine, nu? Nu este? Da, Cristina, dar s-a văzut destul de clar cine este Mădălina și ce face Mădălina. Cine adică este pe Mădălina? Bune, despre ce vorbim. Cine este? Este ea și atât. Da, mă rog. Sunt Alexandra. Hai să facem conexiunea și cu băieții. Bună ziua, băieți! Bună, doșa, Cristina? Da, Nicos. Aș dori să adaug și eu ceva, vă rog frumos. Alexandra, mi-am luat un angajament acum câteva episoade, da. Îți jur că eu nu am făcut nimic. Eu vorbeam cu aia la telefon pentru că vorbeam cu ea de ale mele. Și după aia s-a dus Mariana la baie. Din ce am înțeles, s-a oprit și ea în conferință. Nicos, fața asta de cățel plouat. Dar nu a vorbit nimic. Măi, vă rog să nu vă numiți așa. Nu se mai crede regina universului. E nevinovat, fața asta de nevinovat. Ca să nu o zic altfel, nu ține. Pentru că eu mi-aduc aminte de tine timp de două luni de zile. Niciun fel de problemă. Eu am vrut doar să spun că nu faci. Răjelile astea nu le-am... Bine, ok, eu spun doar să fie spuse. Nu faci parte din viitorul meu, nu mă încurci cu nimic în emisiune. Romeo chiar e colegul meu de cameră, s-ar putea să se mute în seara asta că nu mă înțeleg bine cu el, că el vrea mai cald, mie îmi place mai frig. Nu am niciun interes să mă bag. Eu vorbeam cu aia pentru că mi-era dor de ea și vorbesc cu ea. Iau, interesant. Atată. George! Da, domnul Șarge. Fim și mie, te rog frumos, de ce spune Alexandra despre măda ta că ar fi ca social? Că tot n-am înțeles. Ce, să Alexandra să o ierte Dumnezeu că nu are cine să o mai ierte. N-are cine să o mai ierte. Domnișoara Cristina, săraca, nu mai știe ce să vorbească. Adică aveam o conexiune cu Marinescu, tu, că eu n-am făcut nimic. Săraca femeie era pe fundal, nu o băga nimeni în seamă atât, nici eu, cât nici Marinescu, și ea vorbea. Singurul subiect pe care îl mai are cu mine și cu Mădălina este cuplul lunii și favoritul. Într-adevăr, îmi asum ceea ce am zis eu acum o lună asta când am fost foarte implicat cu favoritul, dar după, eu nu am mai continuat cu banii. Săraca, în continuare, Alexandra, induce mereu chestia asta. Nu este vina mea că eu am un cuplu în această casă. Poate să-și facă și ea un cuplu, că în momentul când vorbeam, îi spunea lui Marinescu, când mai e până e cuplul lunii, când mai e o săptămână, două, când mai e? Alexandra, te rog frumos să-mi explici și mie de ce este Mădălina penibil atunci când vine și spune că a luat ceva de pe internet, iar tu vii și spui că ai auzit de la o păsărică. Care este diferența? Te-ai auzit de Alexandru când a venit. Ce mai e un coș? A, păi dacă spun de la cine am auzit, nu o să vă plac, așa de că la cine? Din gură. Ia, spune. De la nimeni. Zi. Nu spun. De la cine ai auzit că Alexandru ar avea o iubită acasă? De la oamenii de afară, da. Cine a zis? Păi da, domnul Sara Cristina, o persoană. Mariana, o persoană. Bă, Alexandra este o persoană neasumată, care vine, aruncă cuvinte în aer, denigrează, practic, niște oameni. Dacă tu ai impresia că eu l-am denigrat pe Alex în momentul în care i-am spus că a fost la iubita lui acasă pentru că niciuna dintre fetele de aici, din casă, nu a valoarea acelei femei, nu este vina mea, ai înțeles? Alexandra, în momentul când ai venit și ai afirmat că omul are iubit acasă, nu iei distrus lui imagine. Săptămâna trecută când s-a difuzat un episod, chiar și Andrada cu gura ei l-a trimis pe Alexandru la iubita lui acasă. Nu l-am Alexandra. Și cine a zis că are iubită? Ia zi-ne. Alexandra. Nu. N-auzi ce că am spus ori eu, ori Mariana. Azi Alexandru. Eu nu înțeleg de ce în momentul ăsta Alexandra vorbește și le scade
pe fete din casă atât de jos și vorbește în locul De ce? Pentru că mai devreme vorbeau fetele de valoare. Cine are valoare mai mare în ochii tăi? Și le-am spus că niciuna dintre voi nu... Alexandra, te rog să-ți continui. Alexandra. Maria, tu ai venit în casă și ai spus Alexandru. Ce-am spus? Nu, ia vorbiți pe rând, lăsați-le pe Maria și Alexandra, vă rog. Ba da. Alexandru, discuția asta cum nu, Maria? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.